Salutare, dragilor! Sunt Atena Negrescu și astăzi sunt aici cu buna mea prietenă, Elena Edwards. Îmi face mare plăcere să fiu cu tine, Elena, draga mea. Mulțumesc că ești cu mine în sesiune. Vreau să ne Mai spui drag. câteva, cuvinte despre tine, despre ce faci tu, Elena. Tu ai mai fost invitată în sesiune cu mine și astăzi e a doua oară și aș vrea să ne mai spui câteva cuvinte despre tine. Bună, Atena, și bună tuturor și îmi pare bine că îți face plăcere să stai de vorbă cu mine și m-ai invitat din nou în show-urile tale. Mai întâi de toate, trebuie să spunem tuturor că eu nu sunt cadru medical și dacă au vreo probleme de sănătate, trebuie să meargă să consulte un cadru medical de specialitate. Informațiile pe care eu le spun tuturor vin din experiența mea, eu fiind diagnosticat cu cancer în fază terminală acum 5 ani, am încercat pe pielea mea să aflu de ce am făcut această boală și de ce încă organismul suferă din cauza acestei boli și nu se poate repara singur. Și în acest proces am lucrat cu medici care practică medicina funcțională, nu în România, dar în UK și în Germania. Și așa am aflat și mai multe lucrând cu și ascultând pacienții lor și văzând rezultate la teste și discutând terapii cu toți, am aflat foarte multe informații despre acest subiect, cum ne detoxifiem. Elena, prima dată aș vrea, te auzim tot timpul vorbind despre medicina funcțională sau integrativă, vreau să-mi spui care e diferența între cele două și medicina alopată. Păi hai să începem de la medicina alopată. Medicina alopată tratează simptomatologia. Este niciun interes să se afle de ce a apărut această simptomatologie, de unde a apărut și cum să facem să nu mai apară. Este o medicină reactivă, reactivă. Deci mă duc la medic, mă doare aici și atunci zicea, păi ai reflux, să spunem, și îți dă un drog care te ajută să nu mai simți așa grav simptomatologia acestui reflux. Dar de ce ai reflux și cum să faci să nu mai ai reflux, nu există această întrebare. De asemenea, nu există nici, nimeni nu-și pune problema ce se întâmplă cu acest om dacă eu îi dau să ia acest drog pe tot restul vieții. Aceasta este medicina... Da, aceasta este medicina alopată, eu o numesc o medicină de război care a apărut în urma războiilor mondiale. Chiar aici în Anglia se cunoaște foarte mult povestea asistentei Nightingale, care practic asta făcea, veneau soldații de pe front, intrau în barăcile așa zisului spital de campanie pe front, îi curăța, îi spăla, îi scotea gloanțe, cusea la loc și îi trimitea imediat pe front. Exact aceasta este medicina alopată, când te duci la spital, doctorul imediat își găsește soluția și te trimite acasă. Medicina funcțională se uită la cum funcționează organismul tău, de ce ai dezvoltat acest simptom, care sunt cauzele. Medicina integrativă folosește informații de peste tot, și din medicina alopată, și din medicina funcțională, și complementară, și integrează aceste terapii din diverse sectoare ale medicinei pentru a ajuta omul să se vindece, deci nu este concentrată pe un simptom sau pe o boală, o etichetă. Ai fost la doctor și ți-a pus eticheta, ai diabet tip 2, ai boală cardiovasculară sau ai cancer stadiu 4. Pe ei nu interesează foarte mult această etichetă. Interesează să descopere de ce suferă organismul, ce s-a întâmplat cu el de a ajuns la un declic, după care urmează un proces, o terapie de ajutare a organismului să se vindece, că în final noi ne vindecăm singuri, nu ne vindecă nimeni. Nu poți să spui, uite, domnul doctor, am
jumătate de milion de euro, eu fiind pacient de cancer în stadiu 4, uite, ia valiza și vindecă-mă. Nu se întâmplă așa ceva. Da, exact, Elena. Elena, astăzi ne-am propus să vorbim despre detoxifiere și aș vrea să spui ce înseamnă detoxifierea pentru tine, din punctul tău de vedere. Mergem la ce înseamnă acest cuvânt. Detox înseamnă de a elimina toxine. Asta înseamnă detoxifierea. Acum mai întreabă. Elena, poți să continui, draga mea. Bine. Deci vorbeam despre ce înseamnă detoxul. Detoxul înseamnă a elimina toxinele din corp. Asta înseamnă pentru a pune un om pe o terapie de detox. Asta înseamnă. Acum organismul are metodele lui de a elimina toxine pe baza informațiilor care le avea acum milioane de ani. Noi acum, în zilele de astăzi, expunem organismul și îi dăm zilnic cantități enorme de toxine pe care organismul nu poate să le mai elimine. Eu știu că mulți specialiști spun că avem, de-aia avem ficat, de-aia avem rinichi, de-aia avem piele, ca să eliminăm toxinele, dar situația nu este chiar așa. Tu întreabă-mă și eu îți spun. Când putem să vorbim toată săptămâna despre procesele de detox. Da, eu știu cum văd detoxul. Să las corpul să renunțe la ce nu-i aparține, știi? Las corpul să renunțe la ce nu-i aparține. Problema e că, da, exact așa cum spui tu, metalele grele sunt în aer, sunt în apă, sunt în mâncare, sunt peste tot. Zi de zi. Deci nu ar trebui să facem detoxifiere zi de zi, așa, Elena? Exact asta fac eu, da. Wow. Deci, ce se întâmplă? Iartă-mă că întreabă. Deci, noi spunem că ne ajută ficatul, rinichii și pielea. Dar ce noi nu știm și se poate afla, nu știm polimorfismele genetice. Deci noi nu știm cum ne-am născut, dacă noi avem un ficat super sănătos, dacă avem rinichi super sănătos, dacă avem enzimele necesare în procesul de detoxifiere, dacă avem formula completă. Noi asta nu știm. Doar ne spunem noi, că așa am citit sau așa mi-a spus cineva, că de asta avem ficat ca să ne ajute la detoxifiere. Dar dacă sunt mutații în genele de glutation, care sunt foarte importante în procesul de detoxifiere, în genele de metilare, organismul practic îi lipsește softul, ca să spunem mai plastic, pentru a parcurge aceste etape. Da, exact. Și cine ar trebui să facă detoxifiere, Elena? În ziua de azi toți trebuie să facem detoxifiere, pentru că toți suntem expuși. Eu am început să învăț mai multe despre acest subiect acum 9 ani de zile. Eu am trecut de 47 de ani, deci am deja la bord 40 de ani aproape de toxine, neștiind acum 9 ani ce știu astăzi, da? Și așa am aflat mult mai multe despre mine și lucrând cu alți pacienți de cancer și făcând testele care le-am făcut, eu am descoperit același lucru, că suntem super toxici. Și nu numai cu metale grele. Avem plastice. Deci, plasticuri? Plastic. Știi ce românesc? Da. Plastic. Deci, plastic. Avem mucegaur, avem hipoclorit, avem medicamente, hormoni, adică exces, în exces. Bine, n-ar trebui să avem metale grele, plastice, benzene, deloc, dar avem hormoni în exces. Și mă uit la pacienții de cancer care sunt diagnosticați, se spune, spun că am un cancer hormonal. Este amplificat de excesul de hormoni. Organismul nu produce exces de hormoni
în mod natural. Dar ceea ce noi luăm din mediu se acumulează în organism și atunci se comportă ca și hormoni, dar nu sunt hormoni, este o bioacumulare de toxine. Și în momentul în care acel pacient, de exemplu, să spunem, în special la cancerul mamar, în momentul în care pacientul merge pe o terapie de eliminare a acestor, așa zis, hormoni, dar nu sunt metale grele, atunci și cancerul nu mai este rezistent la terapie, deci procesul de vindecare și de procesul de, oso, de asemenea de supraviețuire, deci totul crește, deci este ceva fenomenal să urmărești un pacient care a făcut terapii de eliminare de metale grele și alte toxine și să vezi că este din ce în ce mai bine, deși este diagnosticat cu cancer. Da. Uite, Elena, când am fost la Institutul Hipocrates, ei au un campus cel puțin vreo 28 de saune cu infraroșii. Din punctul meu de vedere, sauna e cel mai bun mod de detoxifiere, pentru că eu văd în felul următor. Mi-au un litru de apă pură la mine în saună. Ce fac? Că transpir aproape un litru de apă murdară și introduc apă curată. Și fac asta zilnic. Și la Institutul Hipocrates noi făceam fiecare zi saună cel puțin o oră. Erau persoane care făceau și de două ori pe zi saună și Brian și Ana Maria Clement fac 365 de zile pe an saună. În fiecare zi, oriunde ar fi, chiar și când călătoreau, ei nu acceptau să călătorească undeva unde nu aveau saună sau sală de forță. Ce părere ai despre saună? Sauna cu infraroșii, în general, e preferata mea. Deci avem două tipuri de toxine în organism. Solubile în apă și solubile în grăsimi. Deci toxinele și în special metale grele, plastice, benzene, sunt toate solubile în grăsimi. Deci le acumulăm în grăsimi. Deci chiar dacă bem apă sau bem un suc, nu le eliminăm. Ele sunt acumulate în grăsimi. Ce face sauna cu infraroșu? Ajută la dezlocarea acestor toxine din grăsimi și le aruncă, să spunem, în circulație. Și în felul acesta noi, prin procesul de transpirare, eliminăm o parte din aceste toxine. Ce este bine de făcut și ceea ce fac și eu, atunci când mergem la saună, să luăm și o terapie adjuvantă care să lucreze ca un magnet, să prindă din circulație ceea ce nu s-a excretat prin piele, pentru a ajuta excreția prin sistemul digestiv, de exemplu. Pentru că altfel noi reabsorbem toxinele care s-au eliberat de la nivel de țesut gras și se află în circulație, dacă nu iese totul prin piele, și de cele mai multe ori nu iese totul prin piele, ce rămâne în circulație se reabsorbe. Și de aceea sunt bune aici algele. Clorela, ce părere ai de clorela? Da, clorela, tot ce ține de alge, chiar și sunt produse făcute cu alginei, este termenul în engleză, nu știu în românește, dar tot pe bază de alge care lucrează în intestin ca un burete și efectiv adună toate aceste toxine. Mai există și pectina. Încerc să spun, mai prins aici că nu am, mi-am luat termeni în limba română. Engleză și vedem dacă... Pectina, deci pectina modificată, dacă spunem în limba română, și există marca, produsul Pectasol C, care este pe piață, sau Pectaclear, care ajută exact la acest proces de a aduna toxinele din circulație în urma unei saune cu infraroșu. Există sauna cu infraroșu, este hipertermia totală. Eu am experimentat aici în UK și hipertermia totală, când tot organismul este încălzit din interior în exterior, poate să ajungă la 40-41 de grade. Febra ne ajută
Da. Cum să inducem, deci cu hipertermia putem să inducem o febră. Deci febra iarăși ne ajută la, și de aceea și facem febră, pentru a elimina patogenii care sunt în corp. Exact. Și sauna ce face este, eu mă refer acum la sauna cu infraroșii, că e preferata mea, este că induce o stare de febră. Ea crește temperatura corpului cam cu 2 grade și e ca și cum induce o stare de febră artificială. Recomandarea mea pentru oameni care vor să se detoxifice de metale grele ar fi următoarea: intri la saună cu 1-2 litri de apă pură, cu 50 de capsule până la 100 de capsule de clorela și stai acolo o oră. Deci cantitate foarte mare, nu 5-10 capsule, între 50 și 100 de capsule. Da, pentru că trebuie adunat tot deșeul ăsta toxic care este în circulație, trebuie adunat și eliminat, dar avem nevoie și de un sistem digestiv sănătos ca să ne ajute. Deci, recomand să se lucreze cu un specialist în medicină funcțională, pentru că altfel poate să facă foarte rău o saună. Ție ți este bine că tu ești un om sănătos, dar un om bolnav, dacă merge la o saună cu infraroșu, poate să-i facă foarte mult rău, pentru că se deslocă o cantitate foarte mare de toxine care intră și în alte organe, care dacă nici ele nu sunt sănătoase și lucrează deficitar, poate să-i facă rău. Deci totul trebuie lucrat în colaborare cu un specialist. Bineînțeles. Și eu când recomand sauna, mai ales dacă sunt oameni bolnavi, să înceapă cu 5-10 minute, în niciun caz cu o oră. Eu pot să stau și 2 ore la sauna. Da, și eu la fel stau o oră și am fost și de multe ori pe... Mi-am și cumpărat una. Aștept să o instalez. Da, că cum am spus, am făcut și hipertermie totală, am experimentat cu multe terapii. Și recomand, dar recomand pentru că și de asemenea recomand să lucreze cu un specialist, în special verificat tracul intestinal, pentru că dacă nu avem un sistem digestiv sănătos, nu eliminăm și practic reabsorbem toate aceste toxine. Și e bine să lucrăm pe mai multe fronturi. Da. Dar pentru un om sănătos, da, mergeți și încercați. Din punctul tău de vedere, care e cea mai bună metodă de detoxifiere, Elena? Metoda care merge pentru tine. Fiecare om are terapia lui. În funcție de totul și totul pleacă de la genom, de la ADN. Pentru că și testat. Deci, părerea mea, e bine să facem ADN-ul prima dată, să testăm genomul și dacă vedem, identificăm mutații în genele de detoxifiere și metilare, atunci putem merge și testa ce toxine avem în corp. Și nu în ce cantitate, pentru că nu există nicio tehnologie la ora actuală care să ne spună ce cantitate de mercur avem în corp. Dar putem lua un chelator de mercur și după aceea se colectează urina timp de 6 ore și se testează acea urină și ne poate spune concentrația de mercur în urină și în felul ăsta știm cu cât concentrația este mai mare, cu atât știm că avem o cantitate mai mare. Dar nu există nicio tehnologie care ne poate spune cât avem de fapt în corp. Odată identificat ce toxine avem în corp și concentrația lor, de asemenea colaborat cu genele de metilare, de metabolism, pentru că, de exemplu, putem să avem o cantitate mare de toxine în sânge, testat sângele și apare o cantitate mare de toxine în sânge, dar o cantitate mică în urină. Ceea ce înseamnă că nu putem metaboliza, nu putem excreta. Deci avem capacitatea de a excreta foarte redusă. Și atunci acel corp trebuie ajutat cu terapii specifice pentru acel organism. Cum să fie sprijinite aceste gene și acest pachet enzimatic pentru a crește capacitatea de excreție. Deci terapia care este pentru tine, aceea este cea mai bună terapie. Terapii sunt multe, cum ai enumerat și tu, deci
sauna cu infraroșu, hipertermia, activitatea fizică, să punem în mișcare sistemul limfatic, de asemenea să pierdem excesul de grăsimi care sunt în organism. Cu cât avem mai multă grăsime atașată de toate organele, cu atât riscul de a colecta mai multe toxine este acolo. Sucurile cu clorofilă, sucurile verzi, deci clorofila... Fiecare zi, Elena. Eu beau 1,5 litri de suc verde. Deci clorofila, de asemenea, captează în circulație aceste toxine și ajută la excretarea lor pe sistemul digestiv. Dar nu le dezloacă de la nivel de țesut. Deci rolul este ca un burete de a aduna ce este în circulație. Da. Dar de la nivel de țesut trebuie să mergem cu sauna, cu hipertermia, cu exercițiile, cu să pierdem excesul de grăsimi și să facem terapii personalizate de chelare de toxine de la nivel de țesut și aici trebuie lucrat cu un specialist în domeniu. Super! Ce le zice celor cărora le e teamă să bea suc verde sau orice fel de suc, să separe fibra? Pentru că sunt foarte mulți care zic, noi avem nevoie de fibră, nu avem nevoie să bem sucuri. Omul a inventat, nu exista suc înainte în natură. Din punctul meu de vedere, cea mai bună invenție în domeniul ăsta al sănătății este urcătorul prin presare la rece. Asta e părerea mea. Dar spune-le celor cărora le e teamă că renunțăm la fibră. Nu renunțăm de tot, renunțăm doar în momentul în care bem suc. Ok, atunci întreabă-i ce mănâncă ei în fiecare zi. Să-ți spună exact ce este în farfurie. Da? Și după aia să calculezi câtă fibră de fapt mănâncă ei. Că nu mănâncă deloc. Îți spun eu. 99% nu mănâncă fibră, pentru că mănâncă o poftie. De ce spui asta, Elena? Pentru că putem să întrebăm oricine să ne arate o farfurie. Ce arată ce ai mâncat tu astăzi? Da? Și am mâncat salam, două felii de pâine, niște brânză, un ou și eventual o roșioară mică. Și zic ok, atunci atâta fibra ai mâncat. Deci ce îmi spui mie că ți-e frică că dacă separi fibra de suc îți face rău, dar tu de fapt nu mănânci fibră deloc. Deci da. Acolo este răspunsul. Da, deci, aici, Elena, după ce deci cu sucul ce se întâmplă? Și special sucul verde, nu recomand suc din fructe, nu eu. Nimic altceva, dar sucul verde din lăstarii care mâncăm noi de orice, de floarea soarelui, de mazăre, de iarbă, ce facem noi, ce punem suc. Introduc o cantitate foarte mare de nutrienți în organism care ajung la nivel celular și ajută și el la fenomenul, la procesul de detoxifiere. Pentru că noi avem nevoie de nutrienți ca să putem detoxifia. Nu este necesar doar să facem o terapie. Sunt anumiți nutrienți necesari, vitamina C, glutationul, sunt necesari care să ajute la procesul de detoxifiere. Pe de altă parte, nu putem să mâncăm foarte multă fibră. Nu? Deci noi, uite, eu, de exemplu, uităm aici o tavă de iarbă de grâu, da? Frumoasă. E foarte frumoasă, sănătoasă, vezi, e verde. Deci, dacă eu, noi nici nu avem, omul nu are 4 stomacuri cum are vaca să digere o tavă de iarbă odată, dar dacă o pun la storcător, atunci organismul meu absorbe imediat toți nutrienții din iarbă. Pe când dacă aș mânca iarba, nu s-ar întâmpla același lucru. Și cum mănânc, deci câta suc faci și tu și eu, cred că noi mâncăm câteva tăzi, nu numai de iarbă, ci și de vlăstari și castravete și apio și salate și turmeric și ghimbir și ce nu mai punem noi în sucuri. Este imposibil pentru sistemul digestiv să macereze atâta cantitate de fibră. Și de fapt, noi avem nevoie de fibră, dar este suficient cât mâncăm noi, că dacă noi mâncăm la o masă, mâncăm multe legume și
Verdețul, oricum mâncăm fibră. Este suficient cât mâncăm la o masă. Eu, practic, mănânc un bol de crudități pe zi. Cam asta este masa mea cu fibre. Și restul este suc. Da, aș vrea să le zic și eu ceva celor cărora le e teamă și tot îmi scriu comentarii că nu avem nevoie să facem suc. Oameni dragi, s-au făcut atâtea studii și s-a demonstrat faptul că oamenii care sunt cei mai sănătoși, care trăiesc cel mai mult, sunt oamenii care mănâncă o cantitate mică de hrană, dar foarte bogată nutrițional. În momentul în care iau sucul ăla verde foarte bogat nutrițional și îl introduc în corpul meu, din cauza că nu are fibră, toată energia se duce spre vindecare. Strămoșii noștri aveau dacă mâncau o masă pe zi. Ei cam așa mâncau, o masă pe zi. Gândiți-vă, sunt oameni care mănâncă de 3, 4, 5 ori pe zi. Și mai ales sucul ăla are nutrienți, are proteinele cât mănânc, are atâtea proteine poate cât își au unii în 3 zile din hrana lor. Deci nu se compară. Deci hrană bogată nutrițional, foarte bogată, în cantitate mică. Deci noi nu avem nevoie de multă cantitate, pentru că dacă există și multă fibră, avem nevoie de multă energie ca să digerăm fibra, să eliminăm. Așa, Elena? Da. Deci nu. Eu am experimentat pe mine de ani de zile și cu ținut post câteva zile pe săptămână, dar post, că postul înseamnă să nu mâncăm nimic, deci cu apă. Chiar și când am făcut chimioterapie, 4 zile în jurul la chimioterapie am băut doar apă și nu se întâmplă absolut nimic pentru cine este foarte speriat. Nu se întâmplă absolut nimic, dar atunci când suntem foarte bolnavi, trebuie să lucrăm integrativ, să lucrăm cu cineva care poate să testeze sistemul digestiv. Sunt oameni care au intoleranțe alimentare și trebuie să avem grijă cu acei oameni. De aceea mie nu-mi place să recomand nimic la nimeni până când nu au făcut un set de teste și mai ales în stabilirea unei terapii nutriționale personalizate, trebuie aflate aceste intoleranțe alimentare, pentru că dacă omul este foarte bolnav, e clar că are și un intestin permeabil și sistemul imunitar este agitat cu toate aceste molecule de mâncare care le găsește în sânge. Și atunci când recomand la cineva să bea sucul de castravete sau apio, dacă au intoleranțe la aceste alimente, le este foarte, foarte rău. Și atunci totul lucrat pe baza unor teste, cu un specialist, dar pentru sănătatea noastră, da, să bem, deci nu. Nu Elena, am văzut pe nimeni, nici la Hipocrates, nu am văzut nici în rândul pacienților din viața mea, nu am văzut pe nimeni să cadă din picioare că a băut suc sau a băut apă sau că a mâncat doar vlăstare. nici eu n-am văzut. Elena, aș vrea să aflu mai multe despre meniul tău. Deci tu bei 1,5 litru de suc verde din selina, apio, castravete, vlăstar de floarea sau și vlăstar de mazăre. Suc de grâu cât bei pe zi? Eu adaug totul și grâu și totul și le amestec, nu beau separat. Ce mai adaugi în sucul verde? Ghimbir, turmeric, salate, câteodată pun și din familia cruciferelor, deci kale, nu știu Ok, românești, așa. da. Hai. Da, frunzele de la conopidă, tot ce e frunze de tot felul, le pun acolo. Și de morcov și de ridic și de sticlă roșie, tot. Tot ce găsesc frunze, ce găsesc Comestibil. disponibile și bio, le pun în suc. Dar dacă nu găsesc, atunci asta este rețeta de bază cu vlăstarii care cresc în casă și cu apio și castravete. Ok, și deci acolo adaugi și iarba de grâu și bei cu totul. Da. Să înțeleg că bei de 2 ori suc verde pe zi, de câte ori îți faci pe zi? 2 sau de 3 ori? Nu, îmi fac 4 sticle de Jumătate. 4, da, 4-5 sticle, da, și am sticluțele și depinde cum le dau, nu am
Dar până adorm, da, să beau toate sticlele. Dimineața până seara. Ok, ok. Dimineața până seara. De asemenea, adaug la algele, de spirulina, am găsit proaspătă congelată, se livrează congelată acasă, dar iau, deci consum și alge, fie spirulina sau afa sau chlorelia. Cum ne ajută? Că știu că sunt foarte bune pe partea asta de minte, partea asta de focus, de creier. Cum ne ajută pe noi algele? Măi, algele sunt hrană completă și sunt foarte ușor digerabile și de aceea ne ajută, pentru că uite câtă lume merge la masă și după aia simte nevoia să doarmă. Nu? Pe când noi mâncăm algele și după aia plecăm să jucăm tenis și lumea nu înțelege de ce. Se metabolizează foarte rapid, se digeră rapid, cantitatea de nutrienți nu se compară cu nimic altă legumă. Și de aceea probabil apare așa această claritate care ne spune, wow, ce clar mă simt la creier. Faptul că organismul nu consumă energie și dăm și foarte mulți nutrienți în cantitate foarte mare, subit. Hrană superioară, prima hrană care a apărut pe fața Pământului, sunt algele. Da, dacă stai să te gândești câtă lumină este folosită de... Nu știu dacă ai văzut ferma din Florida cu creșterea algelor. Câtă lumină au ei în bazinele alea de spirulină. N-am văzut ferma, n-am văzut ferma. Am mâncat și eu spirulină crudă, necongelată și a fost incredibilă. Da, aici în UK nu se poate cultiva, nici măcar am în mâncat sere. Un botan așa mare, de o dată, deci n-am crezut că e atât de bună. Nu se poate din cauza climele a noi, nu se poate. Și da, are nevoie de căldură. Ce consum eu vine din Israel și, da, vine congelat și asta e. Dar putem să consumăm tablete sau pudre. Bineînțeles. Da, sunt mare iubitoare de alge, tot ce e verde, pentru că gândiți-vă că ele cresc deasupra apei și captează o cantitate foarte mare de lumină solară. În momentul în care introduceți alge, introduceți lumină în corpul vostru. La fel și cu sucurile verzi, introduceți lumină în corpul vostru. Ăsta e scopul, să introducem cât mai multă lumină. Nu-i așa, Elena? Așa este, da. Da. Aș vrea să te întreb, Elena. Ce fel de apă bei tu? Că și apa ne ajută în procesul de detoxifiere. Ce apă bei tu? Apă distilată. A fost un mare show. Odată am fost în Germania și m-am dus la o beznărie și am luat apă distilată. Și tot căutam să citesc, fiind totul în germană, nu-mi dădeam seama dacă e ok pentru consum sau nu. Și am întrebat vânzătoarea și a zis că, nu, să nu vei așa ceva. Că e pentru mașină. Și până la urmă tot am cumpărat, deși n-am vrut să mi le dea, că a crezut că le beau. Și le-am băut, bineînțeles, că le-am tradus cu Google și nu era altă substanță în acea sticlă decât apa distilată. Dar tu ai în distilatură acasă și îți produci apa tu singură, da? Da, da. Dacă exact. este mai ieftin așa decât să cumpărăm apă distilată. E mult mai scump să o cumpărăm. Și eu, mie nu îmi place să cumpăr în plastic apa distilată, deci chiar nu-mi place. Eu o produc și o produc în vasul de sticlă și o pun doar și în sticlă. Pentru că și ambalajul poate fi un contaminant. Exact, da, bineînțeles, pun apă pură în plastic și nu e ok. Dacă ar fi suplimente care ne ajută foarte mult pe partea asta de detoxifiere, am vorbit deja de alge, e clar că algele ne ajută foarte mult, dar care ar mai fi? Știu că mai e zeolit, mai sunt unele suplimente care ne ajută să ne detoxifiem. Sau poate poți să ne spui și alimente, că sunt și alimente care ajută foarte mult în procesul de detoxifiere. Deci tot ce ține din familia cruciferelor ajută la detoxifiere, în conținutul mare de sulf. Ierburile care le punem, noi le punem în mâncare și le punem când gătim și le-am terminat și pe ierburile alea, nu mai sunt bune, trebuie mâncate crude. Dar trebuie sprijinite, iarăși revin la genom, trebuie sprijinite genele care sunt mutante și pachetul enzimatic. Pentru că
acolo se întâmplă magia. Noi putem să dislocăm de la nivel de țesut prin diverse terapii, fie medicale, fie naturiste, așa cum ai spus, cu sucurile, cu zeolit, cu alge, dar dacă morișca noastră nu prelucrează să elimine aceste toxine, ele reintră la nivel de țesut. Deci o combinație, deci asta spun medicina integrativă, pe mine mă pasionează acest subiect, medicina integrativă, în care luăm informații din mai multe domenii și mergem la Hipocrates și luăm informații referitor la ce substanțe naturiste putem să introducem în corp, să ajutăm procesul de detoxifiere, și mergem la un medic care practică medicina funcțională și se uită la ADN-ul nostru și spune ok, nu poți să faci asta, nu poți. Sunt oameni care se nasc, cel puțin în zona caucaziană, deci dacă te uiți la pacienți de origine română, toți au mutații în genele de detoxifiere. Așa este zona respectivă, nu știu de ce, probabil și expunerea la toxine în perioada de comunistă cu agricultura, să aruncăm cu pesticide, cu insecticide, să crească producția la hectar. A mai fost și Cernobâlul și toate industria prelucrătoare care a izbucnit după al doilea război mondial. Nu toată lumea a plecat de la țară la oraș și a stat expusă la toate furnalele care sunt peste tot. Și atunci copiii s-au născut cu polimorfisme în genele de detoxifiere sau chiar gene lipsă. Și atunci acei oameni trebuie să facă zilnic detox sub îndrumarea unui specialist. De, oricum, tot ce luăm de origine, din natură, nu ne face rău, dar pentru majoritatea nu este suficient. Da. Ok, apa cu lămâie. Ce părere ai despre apa cu lămâie? Dimineața pe stomacul gol. Da, toată lumea să bea apă cu lămâie. E un obicei foarte sănătos, nu pentru că alcalinizează. Așa, aș vrea să te mai întreb ceva. Chestia asta cu alcalinizarea e puțin înțeleasă stricto sensul, ceea ce nu este un proces linear. Adică omul zice, doamne, dacă mănânc alcalin, beau apă alcalină, îmi alcalinizez corpul. Nu. Corpul tot timpul este într-o stare neutră. Și de fapt noi asta trebuie să obținem, o stare neutră, pentru că dacă noi mâncăm totul alcalin, bem alcalin, trăim zen, organismul va produce mai mult acid ca să ajungă neutru. Deci consumă energie să producă acel acid ca să fie neutru. Dacă mâncăm acid, iarăși consumă energie să producă bază ca să ajungă la această neutralitate. Deci ideea este să nu fim nici așa, nici așa, să fim așa, tot timpul într-o zonă neutră, pentru că acolo organismul folosește energia să se vindece, să se detoxifice. Dacă noi tot timpul suntem pe balansoar, acum mănânc acidic, acum mănânc alcalin, acum acidic, organismul tot timpul este ocupat să reechilibreze acest balansoar. Da. Mie mi se pare aproape imposibil să fim prea alcalini în ziua de astăzi, pentru că stresul ne acidifică, gândurile, sunt atâtea lucruri în lumea asta care ne creează aciditate. Elena, tu ți-ai făcut vreodată vreun test din acela de pH, să vezi cum e urina ta, dacă e alcalină, dacă e acidă? Nu știu cât de important este pH-ul în urină, cât este în sânge. Recomand la toată lumea să-și facă pH-ul în sânge decât în urină, pentru că în urină este influențat de tot felul de factori. Dar la nivel celular trebuie testat pH-ul în sânge și da, am testat echilibru acidobazic în organismul meu de multe ori. Eu am testat doar la urină mai de mult, atunci când eram foarte la început și vream să văd dacă chiar există, dacă e chiar adevărat, și am luat hârtie de turnesol, bineînțeles se introduce în urină, și am mâncat mâncare gătită care era foarte acidă, mi-a ieșit direct pH-ul acid,
După vreo oră am băut un litru de suc verde și mi-a ieșit alcalin spre albastru, adică o diferență foarte mare. Eu am avut nevoie să trec prin procesul ăla, să văd eu cu ochii mei chiar așa este, pentru că la început nu credeam foarte multe. A trebuit să văd, da, mâncarea gătită, creează aciditate, sucurile verzi ne alcalinizează. Mie mi-a fost de mare ajutor și da, știu că e foarte importantă urina din dimineața. Dimineața, atunci, prima urină, asta înseamnă, atunci își dă seama, poți să dai seama cam cum a fost alimentația ta în ultimele 2 sau 3 zile, ceva de genul ăsta. Nu exact atunci, dar se vede diferența, adică de la cer la pământ. Da, de asta spun că pH-ul în urină este influențat de foarte mulți factori, exact. de la o oră la alta. Da. Pe când pH-ul în sânge este mult mai, de o valoare mult mai constantă și poate să dea o informație complet diferită față în urină. Și ideea nu este să mergem cu acele hârtiuțe și să fie pH-ul în zona 8. Adică nu, dacă în sânge nu este pH neutru, organismul suferă cu un declic metabolic. Da. La mine a fost nevoie să văd eu vizual ce se întâmplă atunci când mănânc ceva acid și când introduc în corpul meu ceva alcalin. Și pe mine m-a ajutat foarte mult asta. Sunt de acord cu tine, dar pH-ul în sânge e cel mai ok, dar am vrut să văd eu cu ochișorii mei. Da, și să știi că depinde, cum spuneam, depinde de toate procesele metabolice ale organismului respectiv. Pentru că la un om, de exemplu, poate îi trebuie 3 ore să apară o alcalinitate în urină. Poate la tine o jumătate de oră este suficient. Și da, trebuie analizate mai multe procese metabolice decât să facem doar un test de urină și să ajungem la o concluzie care nu este chiar așa liniară. De acord cu tine, Elena. Elena, dacă m-aș duce în grădină sau la magazin și aș lua câteva legume și le-aș spăla și le-aș mânca sau aș lua aceleași legume și le-aș fierbe, ce fierb, da? Ce fierb în momentul în care iau, în loc să mănânc legumele astea crude, le iau și le fierb? Ce s-a întâmplat cu ele? Ce fierb? Cu ce mai rămâi? Cu ce mai rămâi? Dacă le-aș mânca crude și dacă le-aș mânca gătite. Rămâi cu o fibră, poate mai ușor digerabilă decât dacă ar fi crudă, depinde de activitatea intestinală a omului respectiv, și cu câteva vitamine, fără vitamina C, clar, dar poate mai rămâi cu câteva vitamine și câteva minerale, dar foarte puține. Deci rămâi cu foarte mult balast care tu îl introduci în intestin. Deci, în procesul de coacere sau fierbere, primul lucru care, sau printre primele care le pierzi, sunt pachetul enzimatic, care este necesar în procesul de digestie a organismului, dar dacă ai supus legumele la temperaturi ridicate, pierzi enzimele, pierzi vitamina C complet și pierzi și mulți alți nutrienți și minerale. Depinde iarăși de durata de procesare. Cât una e să le pui la abur 5 minute și alta e să le fierbi o oră. Ai fiert o oră, nu mai rămâne nimic decât fibră și probabil câteva minerale. Exact. De aceea sucul este foarte bun, pentru că nici nu mai pierzi timp la bucătărie să gătești, să speli oale, aragaz, cuptor, și cu sucul ți-ai luat toți nutrienții, nici nu mai ai probleme cu tocarea fibrei în intestin și ești tot timpul fresh și plin de energie. Exact, nu trebuie să mai stau să mestec de 30-40 de ori. Și mie, dacă mi-ai da 1,5 kg de verdețuri, n-aș putea să stau să ți mănânc, dar pot să beau suc și din 5 kg de verdețuri sau chiar mai mult. Și eu beau ca Elena, cam vreo 2 litri de suc verde beau și eu pe zi, câteodată beau și mai mult, depinde. Da, iubesc sucurile verzi și întotdeauna mă gândesc
Mă gândesc la femeile care stau în bucătărie ore întregi ca să distrugă hrana. Doar, adică ele gătesc doar pentru gust, dar nutrienți nu sunt deloc acolo. Se pierde atâta timp în bucătărie doar ca să distrugem nutrienți. Când am putea? Da, pentru că așa s-a transmis din generație în generație, cel puțin în bucătăria românească, este o bucătărie tradițională, nu? Când așa, ca bunica, străbunica, așa găteau. În schimb, viața care ducem astăzi nu mai este o viață tradițională. Și aici, de aici apare confuzia și revolta, nu? Oamenilor care spun, la bunica mânca așa și n-avea nimic. Da, dar bunica era la câmp de dimineață până seara, în aer liber, în soare. Tu stai la birou de dimineață până seara și mănânci tot mâncarea aia, mult mai toxică față de ce mânca bunica. Și deci bunica mânca așa, Elena. Eu când merg prin restaurante, eu mă uimesc, pur și simplu. Aia nu e mâncare. Bunica nu lua carnea, nu dădea prin toate făină, cum se dă acum, făină, ou. Bunica o punea acolo, o fierbea, făcea o ciorbă o dată pe săptămână. Bunica nu mânca fast food, bunica nu mânca hamburger, nu mânca shawarma, nu mânca pizza. Nu mânca toate astea bunica. Bunica ținea, mânca ținea posturile și miercurea și vinerea era sfânt. Nu era, adică nu se mânca vinerea și miercurea, se mânca puțin. Și se mâncau produse de origine animală, adică ce vorbim? Adică noi am luat din tradiția românească ce ne-a convenit nouă. Exact. Da? Exact. Cea mai mare plăcere a mea, Elena, era să mă duc în grădină și acum e. Să mă duc în grădină și să mă așez eu jos acolo, să iau roșia, să mănânc, să rup eu castravetele cu toată energia, cu toată lumina, cu toată viața, să-l rup și să-l introduc direct în corpul meu. Deci, cea mai mare plăcere era asta, să mă așez jos și să mănânc de acolo. Deci, da, pentru asta... că așa, și eu am trăit la țară primii ani de viață până am început școala la 6 ani. Și eu la fel, și tot timpul am căutat acel gust, oriunde am plecat în lume, am căutat acel gust și nu l-am găsit decât tot la mine acasă. Eu locuiesc la casă, aici în UK, și în grădina mea și ce am eu aici solar, am găsesc același gust, dar altfel nu găsesc nicăieri. Elena, tu îți crești singură plantuțele, iarba de grâu, germenii, plăscarii, îi crești tu singurică? Da, da. E atât de greu, e atât de imposibil? Nu este imposibil, dar necesită un pic de timp. Nu că nu știu cum faci tu, eu la trei zile eu trebuie să-mi cultiv semințele, să am tot timpul de mâncare. Cultiv în fiecare zi, Elena. Da, nu știu. Tu... Dar bine, eu cu timp mai dai și la alții. Da. Eu pentru mine, la 3 zile, e suficient să cultiv câte 2 tări de fiecare ingredient. Da, și necesită... Vreau să spun că a cultiva și a germina semințele nu e atât de mult timp cât îmi ia să fac sucul. Acolo e timpul cu sucul. Dar... De asemenea, dacă te duci la supermarket și te îmbraci, nu te aranjezi, te duci la supermarket, durează jumătate de oră până ai plecat de acasă, mai durează 20 de minute pe traseu, prin supermarket umbli, că mai vezi că au mai adus acum la ofertă niște cutii roșii cu auriu și te uiți să vezi ce sunt în alea și pierzi timp prin supermarket oricum. Și vii acasă și începi și gătești și speli vase, aragaz și deci dacă stai și te gândești, tot timpul ăla e. Poate chiar și mai puțin. Da. La fel cred și eu. Pentru mine e atât de simplu acum să crești genul și să stai la mine acasă. Din punctul meu de vedere, cel mai bun timp investit în sănătatea mea este timpul în care eu îmi prepar suc. Pentru tine, care e cel mai bun timp? Pe care da, deci aceea este sesiunea de meditație. Dimineața, de exemplu, eu nu cred că ai observat că tu vrei să mai vorbim dimineața și eu spun nu pot să vorbesc dimineața, dar nu pot să vorbesc nu din cauza că dorm sau fac alte activități, ci îmi place să îmi rezerv tot timpul până la ora 12 să mă duc la plante, să ud plantele, să
fac sucul, să... totul în liniște, nu pe fugă. Și aceea este perioada mea. Și după ora 12, da, mă duc la birou, încep telefoanele, e-mail-urile, plec, vin până la 6-7 seara, sunt un du-te vino. Dar am nevoie de acele 3 ore dimineața, de la 9 la 12, să fiu cu natura. Ce le zice tu celor cărora cred, simt că au nevoie să fie sucul puțin dulce? Ce să adauge oamenii ca să fie cât de cât băubil pentru cei care nu se obișnuiesc cu gustul ăsta de suc verde? Deci este o mare problemă cu acest dulce. Aceasta este o hrană emoțională pe care ei o cer tot timpul, dar nu este sănătos pentru organism să mănânce dulce. Dacă vor neapărat să fie un pic dulce, poate să pună stevia sau monk fruit în acel suc, dar nu este necesar. De exemplu, vrăstare de farea soarelui, știi și tu, sunt foarte dulci și nu este necesar să mai adăugăm și sucul de iarbă este dulce. Deci, cred că omul pleacă de la, își imaginează că nu este bun la gust, dar a băut să vadă dacă este bun la gust și, da, dacă vor să fie un pic dulce, poate să adauge stevia fără alcool sau monk fruit. Sau, uite, și un măr verde, de exemplu, poate să-l adauge, sau jumătate de morcov, să zici, hai să mai pun un pic de zahăr acolo, să fie cât mai natural. Dar eu nu simt nevoia, dar pe de altă parte eu nu am mâncat zaharuri de la fabrică de cel puțin 5 ani de zile. Fizic nu pot să mănânc. Dacă cineva mă servește cu o prăjiturică, cu ceva, nu pot să mănânc. Mi se pare exagerat de dulce. Și când mă gândesc că oamenii așa mănâncă zilnic, că așa e dieta lor. Este un proces. Este un proces, uite, eu sper să public cât mai repede acea carte care eu o scriu pentru pacientul de cancer și chiar acolo am pus rețete să ofer acest proces ca omul pentru că eu am trecut peste noapte la acest stil de viață, pentru că mi-era rău și pentru mine viața mea era mult mai importantă decât o gogoașă. Pentru alți dar oameni... Era mai importantă decât o... Gogoașă. Da, deci mulți oameni spun, dom'le, dacă nu mănânc gogoși, dacă nu mănânc biscuiți, dacă nu mănânc pâine, nu am trăit. Și ce rost are să mai trăiesc dacă nu pot să mănânc ce vreau eu? Deci pleacă de la premisa asta, deci sunt atașați de mâncare. Și îi vezi, eu spun că eu lucrez cu pacienți de cancer, îi vezi în ultima fază a vieții, mai au câteva zile de trăit și atunci vor să trăiască. Și le spun sincer, nu mai ai cum, îmi pare rău. Sau vin la mine și zic, Elena, ajută-mă, ce să fac acum, uite, mi-a zis doctorul că mai am 2 săptămâni de trăit. Și îi spun, nu se mai poate face nimic, s-a terminat. Deci le spui 2-3 ani de zile că trebuie să-și schimbe stilul de viață care a dus la o boală, nu-l schimbă, pe motiv că ce viață e aia fără mâncare, și după aia ajung la ușa morții, și nu vor să treacă pragul, știi? Spun că, ia-mă înapoi, nu vreau să mor. E prea târziu. Și aici trebuie să lucrăm cu traumele mentale, pentru că multă lume mănâncă din cauza că sunt traumatizați. Au alte probleme, de fapt, de ce mănâncă, nu că le e foame. Sau nu mănâncă prăjitură că vor ceva dulce. De fapt, mănâncă prăjitură să... își crească endorfinele, să se simtă bine după ce s-a certat cu șeful sau cu soția. Acolo, știi, și trauma și stresul influențează capacitatea de absorbție a nutrienților, capacitatea de eliminare a toxinelor. Vreau să-ți spun despre, poate reușim să ne facem înțelese mai bine despre... Iar vin cu iarba, că de fapt... Așa cum e iarba când o văd. Iarba asta, noi avem villi, spune românește, în engleză villi, în intestinul subțire. Și o dietă nenaturală, o dietă super procesată, culcă acești villi și ei sunt de fapt un roz roșu în intestinul subțire. Și
ne ajută la absorpția de nutrienți, de asemenea la compartimentarea toxinelor, le trimite către ficat să se metabolizeze și să se elimine. Dacă noi nu avem această viață în acest vilii și sunt toți, imaginează-ți, toți culcați și galbeni, atunci nici procesul de detoxifiere nu funcționează, nici absorpția de nutrienți nu funcționează. Și cum îi facem pe ăștia galbeni și adormiți? Printr-o dietă bogată în carbohidrați, zaharuri procesate, fumatul, alcoolul, stresul, trauma, totul contribuie la, da, la acești vilii să se facă galben. Și dacă nu ați reținut nimic din acest înțelesul meu. Deci podcast, înțelegeți da. Ce se întâmplă da. În intestinul subțire. Dacă nu aveți acei vilii sănătoși și drepți, că ei toți trebuie să fie exact cum este iarba, așa sunt în intestinul subțire. Intestinul subțire este plin cu acești vilii. Noi asta avem acolo și de fapt acești vilii duce la transportul nutrienților, absorbția nutrienților și transportul toxinelor și eliminarea din organism. Deci aici să aveți acești vilii sănătoși și veți fi sănătoși. Elena, ești grozavă. De așa multă plăcere să fac de vorbă cu tine. Draga mea, în afară de asta, să avem vilii sănătoși, ce sfat l-ai mai da oamenilor în încheiere? Nu știu, un sfat care simți tu că au nevoie oamenii să-l asculte acum de la tine. Să nu mai stresăm corpul din toate punctele de vedere. Deci emoțional, dacă avem probleme, să lucrăm cu un terapeut care poate ne ajută să vindecăm traume din copilărie, traume de la servici, din adolescență, din viața la universitate, din viața de acasă. Suntem o societate traumatizată. Dacă ies acum în oraș și mă uit pe stradă, văd zombii, nu văd oameni. Deci, plecând de acolo, deci stresul emoțional, traumele, să nu mai stresăm organismul acolo. Doi, să nu mai stresăm cu alimente care nu sunt pentru consumul uman, să ne întoarcem la natură și la habitatul nostru. Dacă noi acum ar fi să locuim la țară și nu am avea acces la magazine, deci eu am prins perioada comunistă în România când nu erau magazine în sat și mâncam ce se putea crește și conserva acasă. Expunerea la, iarăși un stres asupra organismului, este expunerea la tot felul de unde electromagnetice, Wi-Fi, 5G, 5G, tot timpul stăm conectați la telefon, la laptop, la iPad. Este un stres asupra organismului. Recomandarea mea asta este să ne întoarcem la, tot timpul voi spune, să ne întoarcem la natură. Știu că este greu pentru că ne-am format viața asta comercială și capitalistă, dar să ne facem timp în agenda în fiecare zi, să mergem câteva ore în natură sau să aducem natura în viața noastră cumva. Mulțumesc, draga mea! Mi-a făcut mare plăcere să fim astăzi împreună și mă gândesc la o nouă sesiune cu tine, nu știu, într-o săptămână, două, altul timp, programează-te. Cu mare drag, da. Să întrebăm publicul, să vedem ce subiecte vor să mai dezbatem și, da, cu mare drag. Sigur. Mulțumesc, Elena, mulțumesc, draga mea. Te pup și vă împățișez cu drag pe toți și să ne auzim cu bine. La revedere!